Salut! Astăzi vreau să vă povestesc ceva din tinerețea mea, din experiența mea de tânăr licean. Am făcut liceul economic 4, normal. Și bineînțeles că ne trimiteau la practică. Unde puteam să facem noi practică pe vremea aia decât în restaurantul liceului? Prima secție în care am ajuns a fost brutăria. Vai, și făceam acolo chifle cu iaurt. Mă, și le mâncam tot cu iaurt, că era chifla aia caldă așa și mirosea bine și cu iaurt. Wow! Ce legătură are asta cu ce am eu pe masă și povestea asta pe care vă spun acum este că astăzi vreau să vă arăt și vouă o rețetă de chifle cu iaurt. Am rămas cu gustul ăla de chiflă cu iaurt și vreau să vă spun că o fac familiei mele de câte ori am ocazia. Așa că să facem chifle cu iaurt. Amintiri frumoase. Amintiri din copilărie, de fapt. Pentru chiflele cu iaurt avem nevoie de făină, bineînțeles, 400 de grame. Drojdie uscată, 4 grame. Zahăr, 30 de grame. Sare, 4-5 grame. Unt, 40 de grame. 160 de ml de lapte. Și pentru că sunt chifle cu iaurt, bineînțeles, iaurt. Pentru astăzi am ales iaurt cu specific grecesc de la Olympus, cu 10% grăsime. Am ales iaurt Olympus pentru că este făcut după o rețetă din inima Greciei. Este făcut cu lapte colectat de la fermierii români din zona Brașovului, unde se și produce. Hai să începem! Untăm asta prima dată. Făină, pun drojdia, zahărul, sarea, amestec un pic. Voi alegeți un bol mai mare, eu m-am complicat puțin, dar dacă ai grijă și nu dai pe jos, e în regulă. Îl bag aici, pun laptele, da? Iar acum pun iaurtul, 100 de grame. Am pus 100 de grame. Mi-a mai rămas și mie puțin. Are un gust bogat, textură cremoasă și densă. Îmi place. Pun și iaurtul. Dăm bătaie. Încet, da? Nu trebuie să dau foarte tare în el. E gata deocamdată, e gata, da, eu am lăsat-o la robot, undeva la 5-6 minute, da, să se frământe bine. Dacă o faceți cu mâna, 10 minute neapărat, da, pentru că trebuie să intre glutenul și fibrele în acțiune. Când începe să întindă, înseamnă că coca e gata. Fac bucățele mai mici, că vreau să adaug untul și să se incorporeze mai repede. Gata coca, trebuie să aveți răbdare cu ea, da? Ia să vedem. Oh, bine. O mai fac așa un pic cu mâna, o mai frământ un pic cu mâna, pentru că îmi place chestia asta așa să... Gata. Tot rotundă. Pun în castron, în lighean, în ce aveți. Folie de plastic și o lăsați să crească timp de 60 de minute la temperatura camerei. Au, te-a crescut coca. Ce frumos e. Arată bine. Acum vreau să o porționez. Vreau să-i dau o formă cât mai regulată. O apăs un pic, pentru că trebuie să împart asta în 12 bucăți. Tem pe jumătate. Încă o dată, tot așa, pe jumătate. 4 ori 3, 12. Deci fiecare sfert îl împart în 3. Știu că e un pic de muncă, dar... Na, ce să facem? Gata, am împărțit. Scot de aici.
păs frumos și o fac așa, o împăturesc, da? Trân bine. Pun aici deocamdată. Le fac așa pe toate, după care le vreau și le fac rotunde. Acum, exact cum făceam eu când eram tânăr. Exact, trebuia să facem cu două mâini, așa, să ne mișcăm repede. Sunt la fel. Le pun frumos aici. Gata. Le-am pus pe tocător. Acum puneți pe ce aveți, pe orice blat de lemn. Acum le acopăr cu folie de plastic. Bine, bine. Cam scurt ăsta. Și le mai las să crească 30 de minute. După care le luăm la mână iarăși. Dar o să merite. Au trecut 30 de minute. Au crescut frumos. Acum lucrez iarăși la ele. Dar mai înainte, unt. Un bine vasul cu unt. Peste tot, da? Trebuie să fie uns. Și acum, iarăși. O apăs așa un pic. Iau din fiecare colț. Aceeași poveste. Repetăm. Acum. O luăm de la capăt. Alba-neagră. Le și presez puțin, da? În momentul când fac asta, le presez puțin. Da? Că altfel nu o să stea. Și acum, le iau și le aranjez în vas. Una lângă alta. Îi pun plastic și le mai las să crească 60 de minute. Îl las puțin mai lejer plasticul. Da? Pentru că vreau să-mi crească ca lumea, așa, să umfle foarte bine. Ia să vedem. Wow! Astea mai mari, astea din col s-au dezvoltat mai mult. Le-au strâns pe astea în mijloc. Acum, foarte puțin lapte. Ia rămâi de pe jos, asta e. Încet. Să fim gingași cu ele, zic. Și acum le bag la cuptor. Atenție, da? Cuptorul trebuie să fie preîncălzit. La 180 de grade, în 15-17 minute, în funcție de cum le vrem de rumenit. Wow! Ia uite! Chifluțele mele! Ai saburi! Le las să se răcească, da? 5-10 minute, ca să pot să le scot din ceramică. Wow! Iu! Uite cum se rupe! Wow! Wow! Ce bine miroase! Asta este o rețetă pentru persoana numărul 1 din viața ta. Mami, gata chifla! Vino încoace să vă spun eu.